Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a publicat ierarhia la nivel județean, dar și la nivelul municipiului București, a absolvenților claselor a 8-a în vederea realizării admiterii acestora în învățământul liceal de stat. Lista nominală a candidaților pe școală, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, este afișată de asemenea în fiecare unitate de învățământ gimnazial. Înscrierea în clasa a 9-a în liceele de stat se face fără examen pe baza mediei de admitere, care este o medie ponderată între media generală obținută la evaluarea națională cu o pondere de 75% și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu cu o pondere de 25%. În perioada 8-12 iulie, absolvenții clasei a 8-a și părinții acestora, asistați de diriginții claselor a 8-a, vor completa opțiunile în fișele de înscriere. Ministerul Educației recomandă părinților și elevilor să completeze un număr cât mai mare de opțiuni, ordonate cât mai realist. Ulterior, în intervalul 9-13 iulie, fișele de înscriere vor fi validate. Validarea acestora este o operațiune simplă, dar obligatorie pentru toți candidații, în ideea de a elimina eventualele greșeli apărute ca urmare a transcrierii mediilor din catalogele școlare pe fișa de opțiuni, completării numelui candidatului sau scrierii neclare a codurilor liceelor. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a 8-a, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2016-2017, este programată pe data de 19 iulie. Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați are loc între 21 și 29 iulie. Candidații rămași nerepartizați din cauza opțiunilor insuficiente sau ca urmare a neparticipării la prima etapă a admiterii vor fi repartizați în data de 28 iulie. Aceștia vor depune dosarele la liceele în care au fost admiși în zilele de 28 și 29 iulie.